De-a lungul istoriei americane, capelanii au fost parte din acțiunea militară, aducând speranță celor vii și mângâiere muribunzilor. Acum, unii capelani sunt afectați de politica guvernului și sunt puși să aleagă între conștiință și ordinele comandantului. Anularea politicii nu întreba, nu spune, i-a îngrijorat pe capelanii care susțin perspectiva biblică cu privire la relațiile între persoanele de același sex. Congresul a adoptat o hotărâre care garantează drepturile personalului militar să-și exercite credința. Am introdus un amendament în Actul Apărării Naționale din 2014 care ajută ca legea să fie în conformitate cu Constituția. To be in compliance with the Constitution itself. Capelanii pot să-și exercite credința la locul de muncă. Ron Cruz a fost capelan militar timp de 21 de ani și acum se ocupă de Alianța Capelanilor pentru Libertatea Religioasă. Capelanii și nu numai capelanii nu pot să primească acuzații pentru că își exercită credința. În ciuda legii, mulți creștini, dar în special capelanii, ajung uneori să fie în dezacord cu conducerea militară. Unul dintre exemplele cele mai neplăcute. Doi capelani baptiști au fost forțați să plece în timpul programului pentru că au citat versete biblice și s-au rugat în numele lui Isus. Unui alt candidat i s-a cerut să reprezinte o altă credință, deoarece, citez, sunt prea mulți capelani baptiști. Un soldat din Afganistan a fost acuzat pentru discuții instigatoare la ură, deoarece avea o Biblie pe birou. Am primit un e-mail de la un capelan din Afganistan care a ținut o predică pentru cei din unitatea sa militară în care vorbea despre zilele de pe urmă și despre faptul că numărul homosexualilor o să crească. A fost chemat în biroul comandantului și i s-a interzis să mai predice din acel text. O altă situație a avut loc recent la Fort Benning, Georgia, sediul organizației guvernamentale Airborne and Ranger Training Brigade. Unui capelan i s-a cerut să țină un curs de prevenire a sinuciderii, ceea ce a urmat a dus la o adevărată controversă. Capitanul Joe Lawhorn este capelan la Fort Benning. Este un explorator, este un parașutist extraordinar, este un capelan care știe ce înseamnă cu adevărat să fii soldat. Capelanului Lawhorn i s-a cerut să țină un discurs despre prevenirea sinuciderii. Pe lângă informațiile ce țin de domeniul armatei, acesta a vorbit despre propria sa experiență în ce privește lupta sa cu depresia. Joe, ca un bun capelan, s-a identificat cu aceștia și le-a împărtășit cum a reușit el să învingă depresia. Le-a oferit acestora o fișă. Unul dintre soldați a făcut o poză a acelei fișe și a trimis-o Asociației Militarilor Liber Gânditori și Atei, care au afișat-o pe site-ul lor. Cei care au fost prezenți în timpul prezentării au spus că nu a fost niciun moment în care capelanul Lawhorn să afirme că metoda lui este singura sau cea mai bună. La scurt timp, comandantul brigăzii l-a criticat pe capelanul Lawhorn pentru că a oferit această fișă. În investigația noastră, armata nu a putut să citeze, nici să menționeze vreo regulă scrisă pe care capelanul să o fi încălcat. Între timp, soldatul care a făcut plângerea nu a primit nicio pedeapsă, deși a violat politica armatei, trecând peste ierarhia autorității. Astfel de acțiuni vorbesc puternic despre cât de toxic a devenit mediul din armată pentru creștini. Este un mediu pluralist în care găsești tot felul de credințe și de stiluri de viață. Fostul soldat, Jeff Stacker, a devenit capelan la jumătatea carierei sale militare de 24 de ani. A participat la toate conflictele majore pe care le-a întâmpinat America, începând cu anul 1987. George Washington, care a format armata continentală, a format două sectoare, infanteria și capelanii. A spus, de fapt, că are nevoie de soldați și apoi are nevoie de oameni care să slujească sufletelor acestor soldați. Orice capelan care își face treaba așa cum trebuie insuflă putere unității militare. Asta înseamnă că unitatea militară este mult mai eficientă. Nu contează dacă e vorba de o unitate de transport, de o unitate medicală sau de o unitate de infanterie, aceștia sunt mai eficienți cu ajutorul unui capelan. Stacker spune că rolul vital al capelanilor trece dincolo de serviciile religioase realizate pentru soldați. Unitatea militară are nevoie de cineva care să se ocupe de problemele spirituale ale soldaților. Nimeni altcineva nu poate să facă ceea ce face un capelan. 99% dintre persoanele pe care le-am consiliat nu erau creștine. Aceștia au venit la mine pentru că eu eram acolo în timpul conflictului. Aveau nevoie de cineva cu care să vorbească. Capelanul mai face și alte lucruri.
Aș putea să spun că sunt 10.000 de cazuri în Irak și în Afganistan, fără să exagerez, în care s-ar fi putut întâmpla atrocități. Dar nu s-au întâmplat, deoarece acolo s-a aflat un capelan, o influență morală pentru cei care erau pe câmpul de luptă. Stacker spune că situația actuală îi îngreunează munca. Dacă ar apărea o situație în care cariera mi-ar cere să fac ceva ce confesiunea sau relația mea cu Dumnezeu îmi interzice, atunci aș fi nevoit să părăsesc armata. Îi servești pe toți cu grație și cu demnitate. Totuși, când cineva vine la tine pentru consiliere, trebuie să fie clar încă de la început. Dacă vii la mine, eu consiliez dintr-o perspectivă biblică. Nu vreau să văd capelani buni care să părăsească armata. Sper ca tot mai mulți oameni buni să devină capelani. Dacă nu poți să-ți faci slujba având conștiința curată, atunci e mai bine să pleci.